Ploaia înghețată prognozată de meteorologi creează probleme în sudul țării. Șoselele au fost acoperite de polei, iar accidentele s-au ținut lanț pentru că șoferii n-au ținut cont de condițiile meteo. Încet, încet, ploile au început să se transforme în ninsori, iar cei mai rău abia diseară vine. Meteorologii au emis o nouă atenționare cod portocaliu de ninsori și viscol pentru sudul și sud-estul țării. Suntem în direct cu Simona Boțoc, care știe ce ne așteaptă în următoarele ore. Bună ziua, Simona! Observ că în București deja a început să ningă. Bună ziua, așa este. Încet, încet ploaia se transformă în ninsoare. De altfel, acum vedem lapovițe și în ninsoare. Trotuarele din capitală sunt în continuare adevărate capcane pentru pietoni. Sunt foarte multe trotuare acoperite de un strat gros de gheață, iar sub această gheață de multe ori se ascund bălți în care te afunzi până la genunchi. Bucureștenii trebuie să mă fie foarte atenți așadar unde pun piciorul. Nici șoferii nu au o misiune mai ușoară astăzi. Pe bulevardele principale se circulă totuși ceva mai bine, deși drumurile sunt acoperite de zăpadă combinată cu apă. Ce este mai rău este însă că pe drumurile secundare zăpada care nu a fost curățată s-a transformat în gheață, iar acum, fiindcă începe să ningă, situația s-ar putea înrăutății. Mulțumesc, Simona. Se întorc în insorii.